Sonare în casă, am spus fraților, aveți grijă să nu călcați peste copiii mei. Vreau să vă spun că la ora aceasta are cea mai frumoasă casă din sat. Și este cel mai pocăit om. O femeie care își dorește o casă și plângea pentru că în casă aceasta stătea închirie. Și cineva de acolo îi plătea chiria.